Eu mă fac cu mâinile, cu fond de ten, cred că greșesc, dar asta este, mie îmi place. Ei, poate să-ți spun Alex, dacă greșești, da, greșesc. Să știi că și eu folosesc mâinile, nu-mi place cu buretele. Hopa. Greșim. Greșiți foarte mult și îmi pare rău să spun asta, dar nu spun greșit. Hai să spunem că nu mai trăim în perioada în care să putem să spunem că ceva e real greșit. Pentru că avem foarte multe exemple și avem foarte multe categorii de public, apropo de cum am început discuția, căruia ne adresăm. Pentru un tânăr, o tânără de 14 ani, aș aplica anticercănul în mașină cu degetele, e ceva normal. Nu pot să-i spun acum că e greșit, pentru că asta face ea. Pot să-ți dau un contraexemplu sau să-ți explic cum e corect și tu să tragi singură concluzie. Normal. În momentul în care lucrezi cu mâinile, îți imprimi pH-ul contaminat al mâinilor pe suprafața tenului. Ce înseamnă asta? Tu te speli pe mâini înainte să te spăla pe mâini, normal. Ok, a te spăla pe mâini înseamnă că ai avut contact cu apa. A avea contact cu apa înseamnă că preiei pH-ul apei, care nu are nicio legătură cu pH-ul de 5,4-5,5 pH-ul neutru, să spunem, al tenului tău. Mm-hmm. Este un pH mult mai acid sau mult mai bazic în funcție de zona în care stai, sau dacă ai filtru sau nu ai filtru. În momentul respectiv, mâna ta rămâne contaminată timp de 6 ore, atenție, cu acel pH. Oh. Tu punând pe față un alt pH decât cel pe care îl are produsul tău deja incorporat ca să fie compatibil cu fața ta, așa, îi modifici pH-ul. Cum se traduce asta mai târziu? În make-up, da. Cum? Fața ta este o culoare mai închisă, pentru că oxidează mai puternic fondul de ten, decât culoarea inițială a fondului de ten. Păi, deci trebuie neapărat să folosim burețel, trebuie neapărat să folosiți burețel și atenție, sau niciodată nu îi umeziți cu apă de la robinet, pentru că asta e o altă poveste. Același lucru. Deci dacă buretele trebuie să fie uscat. Buretele trebuie să fie umed întotdeauna, dar umed. Îl umezești cu apă termală, care are un cu totul și cu totul alt pH și conține sare în compoziție, care îți bazicizează foarte mult fondul de ten. Deci apa termală, pe care dacă ați avut curiozitatea să o gustați, apa în spray, pe care o guști, este foarte sărată, sărăcie, sau apă decalcificată, care se cumpără pentru tot ce înseamnă ustensile de gen uscător, din ăsta, fier vertical pentru haine. Aha, sunt pungi de apă care se cumpără din marile supermarketuri, care nu-ți lasă reziduri de calcar în interiorul aparatelor electrocasnice. Deci ai înțeles, noi două începem prost machiajul, deci, da?